Practica deliberată este o formă atentă și foarte structurată de a învăța prin practică. Este un proces de experimentare continuă pentru a obține mai întâi stăpânirea și în cele din urmă automatizarea deplină a unei abilități specifice. Un studiu din 2014, publicat în Psychological Science, susține că practica deliberată ne poate crește performanța cu 26% în jocuri, 21% în muzică și 18% în sport. Iată câteva sfaturi despre cum să o faci bine. Defini succesul și exersați în mod deliberat. Definiți toate elementele pe care trebuie să le exersați pentru a avea succes. Apoi exersați fiecare element în mod deliberat, unul după altul. În tenis, asta ar putea însemna mai întâi servele și apoi antrenamentul la picioare. Dacă vrei să devii un barista profesionist, mai întâi perfecționează-ți mișcările pentru a face espresso, apoi abilitățile de a servi cafeaua ideală. Planificați, reflectați și luați notițe. Planificați-vă rutina de antrenament, de exemplu într-un caiet. După fiecare sesiune, reflectați și notați ce ați descoperit. Ce a funcționat? Ce nu a mers bine? Scopul este să obțineți o idee clară a modului în care o anumită sesiune vă îmbunătățește abilitățile și apoi să experimentați pentru a găsi o modalitate nouă și chiar mai bună de a vă atinge obiectivele. Nu vă grăbiți! Pentru a construi o bază bună pentru memoria musculară, exersați lent și corect. Dacă ne mișcăm prea repede, riscăm să învățăm și să interiorizăm abilitățile greșite, ceea ce poate avea consecințe teribile. Pentru a atinge maestria, creierul nostru are nevoie de timp pentru a se dezvolta. Așa că începi încet și apoi crește treptat viteza până când ai tot ce poți. Limitați-vă sesiunile pentru a rămâne concentrat. Practica deliberată este o muncă mentală grea. Limitați sesiunile la o durată rezonabilă care să vă permită să rămâneți concentrat. Acest lucru poate însemna 15 minute dacă sunteți mai tânăr sau 60 de minute dacă sunteți mai în vârstă. Cristiano Ronaldo se antrenează în jur de 3-4 ore de fotbal pe zi. Tinerii călugări Shaolin exersează 2 ore dimineața și 2 ore după amiaza. Pentru a-și menține atenția ridicată, aceștia schimbă stilul de practică la fiecare 10 minute. Maximizați timpul de antrenament. Legendarul antrenor de basket John Wooden obișnuia să-i lase pe fiecare dintre jucătorii săi să exerseze să-și pună șosetele și pantofii, astfel încât să învețe să o facă cât mai repede. Făcând acest lucru, a maximizat timpul alocat pentru a exersa aruncarea mingii și pentru a discuta strategia de joc cu echipa sa. Vizați intervale mici de îmbunătățire. Dacă exersați alergarea de 800 de metri, numărați milisecundele, nu minutele. Dacă vă antrenați sau practicați controlarea dietei, măsurați miligramele și milimetri. Cu cât ordinele de mărime ale datelor pe care le măsurați sunt mai mici, cu atât vedeți mai repede progresul și vă simțiți mai motivați să continuați. Emulați practica, nu performanța. Performanța de top pe care o vedem pe ecrane sau pe scenă este rezultatul muncii nesfârșite din spatele cortinei. Dacă vrei să devii la fel de bun ca Pavarotti la operă sau la fel de priceput ca Messi cu mingea, nu-i urmări performând. Studiază-i cum se antrenează. Repetiția aduce perfecțiunea. În anii 1990, o echipă de psihologi germani a dezvăluit că este nevoie de 10.000 de ore de practică deliberată pentru a deveni un violonist profesionist. Un studiu similar a concluzionat că durează aproape la fel de mult pentru a deveni un foarte bun fabricant de trabucuri. Noi muncitori dintr-o fabrică de trabucuri cubaneze au nevoie de aproximativ 25 de secunde pentru a face un trabuc. După 100.000 de repetări, le ia doar 15 secunde și după 1 milion, doar 8. Pentru a atinge performanța maximă, este nevoie de 7 ani și 10 milioane de repetări ale acelorași mișcări ale mâinilor. Nu practica, ci repetiția aduce perfecțiunea. Prin urmare, echipele profesioniste de fotbal joacă zilnic ceea ce jucătorii spanioli numesc rondo. Pianiștii se încălzesc cu game și arpegii. Rutina este totul. Pentru a ajunge la maestrie, tinerii călugări Shaolin se trezesc la 5:30 dimineața. După aceea ei cântă, iau micul dejun și exersează 2 ore de kung fu. La 11:30 au un prânz vegetarian fără lichide pentru a ajuta digestia. În jurul orei 15 se antrenează încă 2 ore. La 5:30 este cina, urmată de alte cântări. La 8 meditație, la 10 ora pentru culcare. Noi, oamenii normali, putem începe cu 15 minute în fiecare zi și apoi să creștem treptat durata sesiunilor. Alege un antrenor.
Meseria unui antrenor este să ne arate adevăratul nostru potențial și apoi să ne ghideze în direcția corectă. Dacă nu ai un antrenor, caută unul. Poate fi un profesor, un prieten sau chiar cineva pe care îl găsești sau îl urmărești online. Pentru profesorii și antrenorii noștri preferați, accesați pagina canalului nostru Sprouts și consultați playlisturile noastre. Dalai Lama crede că practica deliberată nu funcționează numai pentru mușchi, ci și pentru mintea noastră. El și alte minți înțelepte practică în mod deliberat să îndepărteze mânia, suspiciunea și neîncrederea altor oameni și apoi să le ofere răbdare, toleranță și compasiune în schimb. Ce părere aveți despre practica deliberată? O putem folosi și pentru a ne antrena abilitățile de gândire? Spuneți-vă părerea în comentariile de mai jos –